Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi o să vă prezint colecția mea de figurine Roblox. Haideți să începem. Deci, asta este primul. Da. Al doilea este acesta. După aceea, ăsta este următorul. Foarte fain. Da. Am multe figurine Roblox. Încă unul. Da. Din Go Simulator. Da. Pe... cum o cheamă asta? Shelly. Așa. Ăsta, fiți atentă. Deci ăsta... poartă Stitch Face. Oh, i-a înlocut capul cu tot. Yay! Oh-oh, i-a înlocut capul cu tot. Nu cred că mai pot să desfac. Da, nu știu ce să fac. Cred că el s-o lipi ca un caracatiță. Da, rămâne fără cap. Săracu. Da, o să fac eu după video că văd că văd că capul nu mai e. Nu mai pot să-l iau. Poate pot după. Săracul. Da, încerc eu după cameră. Că pierdem timpul. Numai că avea Stitch Face, ce poartă Slendery. Natalia este asta. Da. După aceea avem acest om. Care poartă... Man Face. Cea mai nașpa față care am văzut eu pe Roblox. Nu-mi place fața asta deloc. Să vedeți chestie. Că la ăla nu mai pot să-i desfac cu capul și aici nu intră pălăria. Asta. Cam ciudat simt să fiu, dar în fine. Mai avem două figurine. Asta Blaze, de care este tot de la Go Simulator. A venit cu însă cu asta. A, și ăsta a venit cu ăsta. Și ăsta a venit singur. Bine, e și fake, n-am primit un cos sau ceva. Și în set a venit ăsta. Ăsta, ăsta și ăsta. Ok, a venit într-un set. Deci, da. Și ăsta a venit singur. E Luna. Tot din Go Simulator. Mi-a luat toate
toiurile de la Go Simulator. Era un fan. Acum fata e că laptopul meu nu prea mai merge și până când iau unul mai nou, nu o să mai primesc la și o să poate o să fac pe YouTube, cine știe. Mi-a luat toate seturile, plus toy codurile, gen itemele de la toy coduri sunt foarte faine la Go Simulator. Mai avem două fantome de la Go Simulator. Fantoma asta, pirat, care a venit cu un stand. Va zic că standul nu prea stă. O țără. Nu cred că mai vreau să stea standul. Dar nu prea stă. Dar un stand. Avea un stand. Dai, cade, nu știu ce au pățit chestiile astea. Dar e din Go Simulator. Sunt o cade din mână. Deci, da. Clip stand. Și mai e o fantoma asta. Care asta stă. Așa arată. Care au venit în set. Deci fantoma asta a venit în set cu Luna și ăsta a venit în set cu ăsta și cu asta. Ok? Și acum trecem la accesorii. Avem o grămadă de accesorii și chestii. Avem hoverboard-ul pentru Go Simulator. E foarte fain. A venit însă cu ăsta și cu ăsta. Deci, da. Sergio țără. Vedeți așa? Hai că vedeți. Dacă e ceva. Trebuie să fac cumva să vedeți mai bine. A, vedeți încărcătorul. Da. Așa. Și faza e că poate să stea pe hoverboard. Opa. E poate să stea pe hoverboard. Poate să se plimbe. Acum nu știu de fiecare figurină dacă poate să stea pe ăsta sau nu. Că n-am încercat. Poate o să încerc. Deci da. Următorul, deci din Go Simulator prima oară avem și vacuumurile astea două. A, ca să se vadă. Și ăștia nu știu, aspiră ăștia fantomele. Așa, și aspiratorul nu știu unde e. A, la un spate. Și ăsta e aspiratorul. Ăsta și ăsta. Nu prea pot să îl desfac. Nu cred că mai pot. A, pot. Ok. Deci așa, în spate poți să-i pui și ăsta este un ghiozdan. Da, foarte fain. Trebuie să-l pun la loc. Asta n-am pus. Și la fata asta, la domnișoara aceasta, mai avem un ghiozdan. La fel. Verde. Așa, mi-am dat părul jos, masca e luată. Poate e că ghiozdanul ăsta nu prea intră aici. Ca ăla nu prea intră prea bine, dar în fine. Așa. Și
stați o țară că asta are ăsta, deci ca să înțelegeți, ăsta are Shelly, are aspiratorul ei și are și ea în spate. Îl vedeți? Nu-l mai dau jos. Așa. După aceea, ăsta e al lui Blaze, aspiratorul, că vedeți, are aceeași culoare. Și luna asta o mai primit ăsta. Aspiratorul ăsta, că trebuie să se potrivească cu ghiozdanul și se potrivește. E are cu verde, cu și cu negru. Și da, trebuie să fie de aceeași culoare cu ghiozdanul. Deci 3 în total, ok? Acum trecem două accesorii de la fake, de la figurina fake. Nu știu, o poțiune și un pistol. Pana mea știe. Dacă ai o poțiune sau nu. Și trecem la setul cu pirați. Deci avem un cufăr care înăuntru are bani, monede de aur. Fine. Săbii, multe săbii. Da. Cam ăștia sunt săbile. Prima sabie, a doua sabie și a treia sabie. După aceea avem un tun. Nu știu ce e asta, tun. Naiba știe. Ok. După aceea avem o caracatiță pentru cap. Sau o pui pe cap. La figurine. Un suculeț sau ceai sau nu știu. O sticluță pentru a bea figurinele cu pirați. Mi-a dat și un pirat. Asta e piratul figurinelor. Nu știu dacă se pune ca și cum și asta e o figurină, gen ca fantomele. Cred că se pune, nu știu exact, spuneți-mi mie. Bine, nu puteți, că sunt comentariile dezactivate, nu știu cum să le pun să fiu activate. Așa, după aceea... Stați o țără. Că acum am trecut la ceva nou. Am trecut la ultimul set care a fost acela cu omul ăla îmbrăcat în mov cu masca aia și cu ăla ce poartă man face-ul. Deci asta, nu știu ce e. Ok. Un topor. No, topor. Sau ciocan. Nu seamănă cu un ciocan, nu știu. O cască. Și ultima este o din aia sapă. Nu știu cum se zice. Creplă, nu știu. Coasă. Coasă, cred că se spune. Da, și ăștia sunt și toate accesoriile. Cred că mai am multe jucării gen care le-aș putea folosi în roleplay. Ui, aici multe accesorii, nebunii care le-aș mai putea eu folosi, dar nu sunt de la figurine. Deci, da. Le mai folosesc pe la roleplay-uri. Deci da, guys, pa, pa!